Programul Litoralul pentru Toți se prelungește cu o săptămână în care hotelierii așteaptă un adevărat val de turiști pe Riviera Românească. Datorită faptului că în acest an vacanța de vară începe mai târziu cu o săptămână decât în mod tradițional, am ales ca și noi să prelungim oferta noastră pentru a da posibilitatea cât mai multor români să fugă către mare în continuare la cele mai bune tarife. Nu uitați, programul este în continuare accesibil numai prin agențiile de turism. În acest program sunt înscrise în acest moment 53 de unități și sperăm că toate își vor menține programul pentru încă o săptămână. Zeci de hoteluri din toate stațiunile de la mare s-au înscris deja cu oferte pentru turiști. Speră doar ca și vremea să țină cu ei. Contează, pentru că acest Litoralul pentru Toți încurajează turismul românesc. Na, nu toți avem bani, hai să aruncăm în stânga, în dreapta, avem prețuri mici, avem... Ce pot să spun? Față de anul trecut a mers mai bine și merge mai bine. Această săptămână de prelungire eu consider că e binevenită. Câte ore ești la plajă? De 3 ore. Da. A fost și soare? Sau? Da. Ai apucat să intri în apă? Da. Cum e apă? E caldă. Acum că e nor și plouă, mai stai? Mai stăm puțin să vedem, poate este soarele și dacă nu plecăm acasă. Pentru a le face zilele mai însorite turiștilor, hotelierile promit tarife minime în această perioadă. Așadar, un sejur la un hotel de 2 stele fără mic dejun ajunge la 235 de lei, iar o vacanță similară la un hotel de 5 stele costă în jur de 600 de lei. Da, e și mai ieftin acum față de sezon, care probabil iulie-august. Vremea nu prea ține. Momentan nu, dar o să iasă soarele, suntem convinși. Este prima oară când veniți în perioada asta la mare sau ați mai fost și în alții? Prima oară. Pentru prima oară în perioada asta. Și cum e față de mijlocul verii? E la fel de plăcut, numai că nu ține vreme un picuț cu noi acum. Dar așteptăm. Așteptăm. Ați fost în apă? Apa foarte bună, foarte ok, revigorantă, foarte bine. E scump, e ieftin. Cât plănuiți să lăsați așa în 4 zile la mare? Un buget alocat nu este în momentul de față, dar în funcție de dorințe. Prețurile sunt ok. Aveți buzunarele largi. Adică celor de acasă le-aș sfătui să vină.